Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat, așa că îi spunem bun venit domnului Cristian Terheș, membru în Parlamentul European. Domnule deputat, bine ați revenit la noi în emisiune. Mersi. Suntem bucuroși să ne revedem. Veniți de pe drumuri, sunteți un om care călătoriți în stânga și în dreapta, când la București, când la Bruxelles. Și aș vrea să începem puțin cu un moment, aș spune, important, sărbătorit atât în Uniunea Europeană și, bineînțeles, sărbătorit și în România, și anume ziua fondării Uniunii Europene. Ziua de 9 mai este o zi specială pentru toate țările membre ale Uniunii Europene și inclusiv în România am văzut și în celelalte țări membre s-au oficiat diverse evenimente, diverse discursuri la televizor, să spunem, evenimente care marchează într-un fel sau au marcat într-un fel momentul acesta important al fondării. Știm că la începutul acestei luni a avut un scop anume și dacă ne uităm peste timp ceea ce este astăzi Uniunea Europeană, nu știm dacă mai seamănă sau se mai încadrează cu ceea ce Schuman și colegii săi au încercat să definească la început. Știu că membrii fondatori au avut un statut anume, au avut un profil anume și un scop anume, așa că vă rog frumos, haideți să începem cu momentul acesta aniversar și să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră ceea ce a fost și ceea ce a ajuns Uniunea Europeană. Este binevenită această întrebare, pentru că am văzut cu ocazia acestei celebrări, aniversări a declarației lui Schuman din 9 mai, o serie de politicieni din România care încercau să explice faptul că înainte de toate suntem europeni și că părinții fondatori a ceea ce noi numim astăzi Uniunea Europeană au fost, sau viziunea pe care ei au avut-o în anii 50 este similară cu ceea ce Uniunea Europeană a ajuns astăzi. Total fals. E important de aceea să ne uităm în trecut. Că e important acest recurs la istorie mereu, să vezi dacă nu cumva în decursul istoriei te-ai îndepărtat poate de la linia părinților fondatori. Vedem acest lucru că se întâmplă constant și în Statele Unite, când mereu, atunci când societatea americană este într-o criză, se spune, haide să vedem ce vreau să spună sau cum vedeau lucrurile de founding fathers. Cam așa e și în Uniunea Europeană. Să revenim așadar în context istoric european. Am avut cel de-al doilea război mondial, unde națiuni, state, efectiv s-au decimat între ele. Vorbim despre un război mondial care a acoperit aproape toate continentele, dar în cazul Europei a generat victime de ordinul zecilor, dacă nu sutelor de milioane de victime, dacă punem aici și ce s-a întâmplat în fostul URSS. În contextul acesta, după ce țări s-au decimat reciproc, s-au detestat, s-au urât reciproc, și puneți-vă în situația Franței și Germaniei, care după primul război mondial, Franța a ieșit învingătoare, să spunem, cu ajutorul aliaților, Germania a ieșit înfrântă, Germania n-a trecut peste înfrângerea respectivă și s-a generat ceea ce știm că s-a generat istoric. Ei, după al doilea război mondial, pentru a nu se mai repeta greșeala după primul război mondial, unde să fie priviți combatanții celui de al doilea război mondial în câștigători și perdanți, Schuman și alții, Adenauer și alții care au fost în perioada respectivă, toți sau în majoritate creștini practicanți, atât protestanți cât și catolici, au zis, e nevoie să recurgem la acest concept biblic al reconcilierii, care e mai mult decât iertarea. Iertarea este unilaterală, pornește din partea ta care te simți lezat față de o persoană care te-a lezat. Poți să-l ierți pe unul chiar dacă el nu-și cere iertare de la tine, dar nu te poți reconcilia cu persoana respectivă decât dacă și persoana respectivă își cere iertare și ajungi la un numitor comun. Ei, în acest context, aceste somități, a spune, politice, morale, etice, Schuman, Adenauer, au venit cu ideea, uitându-se în spate și au spus, care a fost cauza războiului? Păi, în primul rând, s-au folosit, pentru a duce acest război, aveai nevoie de resurse naturale. Care erau resursele respective? Cărbunele și oțelul. Și atunci a spus așa, pentru a nu mai exista această situație, unde punem aceste țări care s-au dușmănit atâția ani de zile și au luptat pentru supremație una față de alta și au generat atâta moarte în jurul lor, haideți să punem tot ceea ce înseamnă cărbune și oțelul sub controlul unei autorități se numea suprastatale. Adică
și din partea Germaniei, și din partea Franței, și după aia au intrat și Belgia, și Olanda, și Italia, și alții din zona respectivă, să vedem cum putem coordona, supraveghea, să spun, modul cum este folosit cărbunele și oțelul, pentru a nu se mai produce arme, tancuri, tunuri, puști și ce mai erau pe atunci, ca să evităm această situație. Deci, în primul rând au zis, ca să aducă pacea, ai nevoie de reconciliere. Dar numai reconciliare nu e suficient. Ai nevoie să aduci prosperitate și aducând prosperitate, spuneau ei, vei genera pace. Că atunci când o duci bine din punct de vedere financiar, n-ai niciun interes să te omori cu vecinul. Nu? Fiecare o duce bine. Dar au mai venit cu încă un aspect. Au spus, e necesar să evităm situația ca în masă drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor să mai fie încălcate de genul cum au fost încălcate pe timpul celor de-al doilea război mondial. Și vorbim de guvernul nazist și gândiți-vă că în anii 50 aveau modelul URSS în perioada respectivă și au zis nu dorim să ajungem în situația aia. Și pe această idee a reconcilierii dintre aceste națiuni care s-au războit și a aduce pace prin prosperitate cu scopul de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, vine Schuman și spune pe de o parte, avem nevoie să creăm o coaliție, o uniune, cum a devenit ulterior, comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului, pe de o parte, deci pe partea economică, și s-au pus bazele a ceea ce noi numim astăzi Consiliul Europei, Council of Europe, unde e inclus CEDO, GRECO, Comisia de la Veneția, deci tot ceea ce înseamnă respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Și începând cu anii 50, au crescut, să spun, două organisme supranaționale, unul axat pe partea economică, această comunitate economică a cărbunelui și oțelului, care după aia, prin tratatul de la Roma, devine Comunitatea Economică Europeană, care există până în 1992, la tratatul de la Maastricht, când devine Uniunea Europeană, și pe partea cealaltă, tot ceea ce înseamnă respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Și așa se creează Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Adunarea Parlamentară Europeană, PACE, cum îi spune, unde fiecare țară care e membra acestui consiliu are reprezentanți. Apare Comisia de la Veneția, apare GRECO. Deci toate aceste organisme, pe de o parte supranaționale, pe de o parte economic, deci focalizarea pe partea economică și pe partea cealaltă a drepturilor și libertăților fundamentale, astfel încât aducându-se pace prin prosperitate și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale indivizilor, ale persoanelor, să nu mai avem genul de conflagrație și de luptă care a fost în al doilea război mondial. Și a funcționat. Am trăit după al doilea război mondial până în prezent, perioada de cea mai mare pace în Europa, de când știm Europa. Vom ajunge cu ajutorul Domnului, dacă 20 de ani continuă ritmul ăsta, să avem 100 de ani, putem să spunem, de pace. Da, au fost, într-adevăr, după în anii 90, situația din Iugoslavia, dar acolo a fost o situație specială, dar n-am mai avut genul de conflagrație în Europa cum am avut-o pe durata celor de-al doilea război mondial. Așadar, să rezum. Când părinții fondatori, ceea ce ulterior a devenit Uniunea Europeană, au venit cu această idee de crearea a unor entități supranaționale, suprastatale, ideea a fost de a crea reconciliere și de a aduce pace prin prosperitate și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale fiecărei persoane. Au fost trei piloni pe care s-a construit ceea ce noi numim astăzi Uniunea Europeană. Cum întrebarea care se pune, a mai ajuns sau mai este astăzi Uniunea Europeană continuatoarea acestor idei fundamentale pe care s-a creat în anii 50, iar la o simplă analiză a ceea ce se întâmplă astăzi, te înclin să spui că nu. Pentru că uitați-vă la partea de reconciliere. Reconcilierea este o atitudine specific creștină. Dacă ne uităm inclusiv în Vechiul Testament, s-a mers pe ideea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ori această idee de retaliere e specifică și islamului și altor religii, să spun, din zona Asiei Mijlocii, nu, Asia Mică. Singura credință care are această idee de reconciliere, de iertare, de a lăsa de la tine, e creștinismul. Ori astăzi vedem, este un adevărat atac, afront, de la nivel european, la tot ceea ce înseamnă valorile creștine. Ori în momentul în care tu ai scos creștinismul,
din acest construct. Tu, de fapt, ai scos unul dintre cele trei piloane, să spun, pe care s-a construit ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană. Mergem la cealaltă, la partea economică. Rolul pentru care s-a creat Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului, după care Comunitatea Economică Europeană și după care ulterior Uniunea Europeană, a fost ca aceste țări să dezvolte relații economice și, dezvoltând relații economice, să prospere cu toții. Deci să prospere cine? Nu statele, că statele sunt construcții abstracte în fond și la urmă. Oamenii să prospere. Să aibă locuri de muncă, să aibă, nu? Și în momentul când tu prosperi din punct de vedere economic, nu mai ai chef să te războiești. Ori lucrul ăsta iarăși vedem că nu se mai întâmplă. Gradul de sărăcie în Uniunea Europeană crește. Adică e tot mai greu să... Uitați-vă și în Franța, în Italia, în alte părți, unde ai regiuni întregi din statele respective care abia pot să-și ducă traiul de la o lună la alta. Într-adevăr, dacă compari traiul de acolo cu traiul din alte părți, ai spune, da, eu duc mai bine. Dar nu așa compari. Compari traiul oamenilor raportat la media care e în zona respectivă. Ne uităm după aia la cel de-al treilea pilon. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Iarăși vedem un atac concentrat și fără precedent, a spune, la tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale, nu numai individuale, dar un atac în masă la aceste drepturi. Acesta este și motivul pentru care, atunci când s-a pus problema înființării acestui certificat verde digital, în Parlamentul European, în discursul pe care l-am avut în Parlamentul European, am și spus că este o situație fără precedent, după cel de-al doilea război mondial, unde aceste organisme supranaționale, suprastatale, vin cu astfel de propuneri care încalcă drepturi și libertăți în masă. Și dacă stăm și ne uităm, cum am spus, în spate, de la ideea la care s-a pornit cu această Comunitate Economică Europeană și după aia Uniunea Europeană și unde suntem astăzi, din păcate ne îndepărtăm de ideea părinților fondatori și e necesar în contextul acesta să revenim la ideea lor. Pentru că în momentul în care statele sunt angajate în operațiuni economice, prosperitatea crește, pacea dăinuie, să spun, și în același timp oamenii trăiesc mai bine. Dar în același timp trebuie să li se recunoască aceste drepturi și libertăți fundamentale. Că numai economic nu e suficient. Omul trebuie să prospere și spiritual, și moral, și etic, și, mă rog, pe toate planurile, a spune. Ori ceea ce vedem că se întâmplă în ultima perioadă ne duce la concluzia avădită, să spunem, că vedem o îndepărtare de la aceste valori și idei pe care s-a construit ceea ce noi numim astăzi Uniunea Europeană și rolul și al grupului politic din care fac parte, ECR, grupul europenilor conservatori și reformiști, conservatori în sensul că să păstrăm această idee a părinților fondatori reformiști de a reforma Uniunea Europeană, să ne întoarcem la ideea părinților fondatori, exact pe asta ne focalizăm activitatea. Mulțumesc foarte mult pentru explicații foarte binevenite și într-o vreme ați aruncat mingea la fileul la ceea ce reprezintă, să spunem, tema principală a discuției noastre, pe care eu am numit-o într-un mod așa generic, noua ordine europeană. Bineînțeles, gândindu-mă la ceea ce înseamnă, așa în limbajul nostru de zi cu zi, pașaportul pentru vaccinare, pașaportul Green Pass, cum mi se mai spune, și vreau să vă felicit înainte de a merge mai departe, în primul rând pentru discursul pe care l-ați avut cu privire la acest certificat și de asemenea pentru votul pe care l-ați avut. A fost un vot, să spunem, total contra curentului, deși a fost în minoritate, a spune eu că a contat acolo undeva, s-a notat și bineînțeles noi vă mulțumim pentru verticalitatea de care a dat dovadă încă o dată. Știți, sunt lucruri care pot să fie supuse la vot și sunt lucruri care nu pot să fie supuse la vot. Când e vorba despre drepturi și libertăți fundamentale ale omului și nu vorbim ale omului în general, iarăși o chestiune din asta abstractă sau colectivă, ci vorbim despre drepturi și libertăți fundamentale ale fiecărei persoane. Așa ceva nu poate să fie supus la vot. Că de aia sunt libertăți, drepturi și libertăți individuale. Dreptul tău pe care îl ai, nimeni nu poate decide cu privire la el din afara ta prin vot. Pentru că atunci ajungem unde nu mai avem drepturi și libertăți fundamentale inalienabile, ci sunt, de fapt, niște prerogări, niște atribuții, să spun, sau privilegii pe care le primești din partea statului și atunci, într-adevăr, ai la un moment dat o majoritate politică care spune
hai să le dăm și la oamenii ăștia dreptul la cuvânt. Și când ne mai convine, votăm să-l luăm. Nu, sau dreptul de proprietate. Sau, în cazul de față, dreptul de a dispune cum dorești asupra propriului tău corp. În cazul de față. Haideți să explicăm puțin, pe înțelesul telespectatorilor noștri, ce înseamnă certificatul acesta și ce cuprinde. Pentru că, cu siguranță, sunt unii oameni care nu înțeleg și cred că e rolul nostru, dacă suntem aici, să explicăm și apoi să vedem în ce fază suntem și care sunt riscurile, în primul rând, și apoi mai vă vedem în funcție de ce este nevoie. Vă rog! Ideea introducerii acestui certificat verde digital, cum s-a numit, sau adeverință verde digitală sau electronică, mă rog, cum doriți să o numiți, a venit în urma unor presiuni care au existat din partea, cu precădere, din sectorul turistic și de transportul din Europa, care, în urma interdicțiilor care s-au pus ca urmare a pandemiei de COVID, oamenii nemai mergând în stânga-dreapta, nemai putând călători sau nemai dorind să călătorească de frică, vă dați seama că asta a creat un lanț trofic negativ care a afectat tot ce înseamnă afaceri, economie, relații interpersonale. A fost o situație complicată. Am văzut-o, am experimentat-o cu toții. Și atunci ei au spus așa: veniți cu un sistem care să le permită oamenilor sănătoși sau însănătoșiți să poată călători în Europa, ca să putem da drumul la turism, să poată lumea călători. Bun. Și atunci au zis, ok, cum, în primul rând, cum îl numim? Și atunci au venit cu această idee de Green Pass, de pașaport verde sau certificat verde. De ce verde? Că deschide ușile. Când se vin cu astfel de politici publice, se folosește o anumită semantică, cuvinte, pentru a inocula mentalul colectiv o anumită realitate. Nu? Și atunci au zis, băi, verde, adică, uite, se deschid ușile. Să permisiune. Facă... permisiune, exact, știți. Automat, însăși faptul că s-a numit verde a creat o situație discriminatorie față de aia care n-ar fi avut acest pașaport sau certificat și pentru ei ușile nu s-ar fi deschis sau nu stăteau tot timpul la culoarea roșie, să spun. Nu-i ca la semafor. Ei, după discuții pe care Comisia Europeană le-a avut cu statele, au zis, bun, dar cum arătăm că oamenii aceștia s-au vindecat sau că nu mai reprezintă un risc pentru ceilalți? Și atunci au zis așa, acest certificat verde de genul pe care îl cei care ne urmăresc pot să-l vadă și în spatele nostru, conține de fapt trei certificate. Certificatul de vaccinare sau certificatul de testare sau certificatul de vindecare. Persoana poate să, în acest certificat verde digital, să aibă oricare dintre aceste trei. De ce e important lucrul acesta? Ei spun așa, dacă o persoană s-a vaccinat, nu? Chiar dacă n-a făcut boala, dat fiindcă în urma vaccinului și-ar dezvolta o anumită imunitate, voi reveni la acest lucru. Eu spun acum care e discursul care se vinde public. Oficial. Dat fiindcă după vaccinare persoanele ar dezvolta o anumită imunitate, la boala aceasta coronavirus pot să treacă. De asemenea, poate alții spun ei nu vor să se vaccineze. Și atunci ce facem? Vor să se testeze. Mergi la... în aceste locuri de testare și ți se bagă o din asta nas, o scobitoare din aia sau cum îi spune și ți se scoate de acolo ce ți se scoate și se verifică dacă ai COVID sau dacă nu ai. Ăsta e testul PCR, se numește. Și atunci ei spun, dacă testul ăsta e negativ, poți să te deplasezi. Sau ți-ai făcut un astfel de test în trecut și s-a dovedit că ai COVID. Și atunci spun ei, după ce te-ai îmbolnăvit, deci de la data primului test pozitiv, primele 11 zile nu se iau în considerare, pentru că în perioada respectivă încă puteai să fii contagios, deci să dai boala altora, după care nu mai erai contagios, dar de la data primului test pozitiv, trec 11 zile, după aia 90 de zile s-au votat în Parlament, inițial erau 180 de zile, să fie valabil acest test de vindecare. Adică să poți să treci granița fără să mai îți trebuiască test PCR sau vaccin. Ei, cu ideea aceasta a venit Comisia Europeană și a propus, pentru ca o paranteză pentru cei care ne urmăresc, la nivelul Parlamentului European nu există inițiativă legislativă. Deci noi nu putem propune legi, nu putem propune tot ce înseamnă acte de legiferare. Este Comisia Europeană cea care propune. Comisia Europeană trimite același document în două părți, Parlamentului și Consiliului.
Consiliul e compus din președinții sau șefii de state și de guverne, Parlamentul European e compus din europarlamentari. Fiecare dintre aceste două organisme, pe textul propus de la Comisia Europeană, își face propriile modificări, după care cei trei pioni, Comisie, Consiliu și Parlament European, se întâlnesc la o masă rotundă, se numește trialog. Și în cadrul acestui trialog negociază din nou textul final. Că aici unul spune într-un fel, unul spune altul, undeva trebuie să tragi o linie, să vezi. Dacă nu se înțeleg, nu merge proiectul mai departe. Acum să vor înțelege că toți vor să introducă acest certificat verde. Ei, textul care a venit din partea Comisiei Europene la Parlament a fost modificat în Parlament. S-au introdus o serie de modificări care au făcut textul acesta mai rău decât era înainte. Deci pe lângă faptul că ți se condiționa libertatea de mișcare, ei spun că e necesar acest certificat verde pentru a facilita, spun ei, libertatea de mișcare, când în fapt condiționează libertatea de mișcare, pentru că dacă nu ai acest certificat verde, nu vei putea călători. Dintr-o țară în alta, cel puțin. La introducerea sau la ce s-a adăugat în Parlamentul European a fost că țările membre de statele, membre ale Uniunii Europene, pe baza acestei reglementări supranaționale, pot să vină cu propriile reglementări naționale care să poată folosi acest certificat verde și pentru alte scopuri decât călătoria în afara țării. Care sunt aceste alte scopuri? Mersul la film, mersul la stadion, mersul la... sau mersul la biserică, de ce nu? Că se întâmplă deja chestia asta în Ungaria. Intrat în magazin. Și acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am fost răspicat împotriva acestui certificat. Pentru că creează o situație discriminatorie față de oameni și le încalcă drepturi și libertăți fundamentale, statul devenind un facilitator, o entitate, a spune, care în loc să garanteze și să creeze mediul ca oamenii să-și poată exercita liber propriile drepturi pe care le au, vine statul și spune cine, cum, când și în ce condiții își poate exercita niște drepturi fundamentale pe care omul le are. Dacă vă uitați în Declarația Universală a Drepturilor Omului, se spune toți oamenii sunt născuți liberi. Păi în cazul de față nu sunt mai născuți liberi. Că toți oamenii sunt născuți, punct, și dacă au certificat verde, pe călătorii și liberi. Deci se schimbă paradigma. Unde din niște drepturi pe care toți le-am luat, în engleză poartă numele de for granted, deci pe nimic, cumva, așa, luate ca și cum ar fi existat din totdeauna acolo. Generații între s-au bătut ca aceste drepturi și libertăți fundamentale, inalienabile, care sunt personale, individuale, să fie recunoscute de către stat. Astăzi se renunță la această paradigmă și să vine cu această paradigmă neomarxistă pe care am văzut-o aplicată în state cu sisteme totalitare de sorginte sovietică, unde s-a spus, domnule, oamenii nu au drepturi și libertăți fundamentale. Noi, statul sau o majoritate politică, decidem cine, când, cum și în ce condiții își poate exercita o serie de drepturi. Și aici se va ajunge. Din acest motiv, văzând cumva, mă rog, și prin prisma cunoștințelor teologice, să spun, pe care le am și a experienței și din Statele Unite, văzând încotro merge lumea, am spus, e important să am, nu numai să votez într-un anumit sens, să explic oamenilor ce se întâmplă. Și mă bucur că tot mai mulți oameni văd, explicându-le și arătându-le faptele acestea, își dau seama de ceea ce se întâmplă. Să rezum chestiunea cu certificatul verde. Introducerea acestui certificat, chiar dacă în primă fază să spun, ai putea să-i găsești o justificare nobilă. Dom'le, să poată oamenii călători și să ajutăm la regenerarea, la recrearea, repornirea economiei, mă refer la limbajul public, la mesajul oficial. Ai putea să-i găsești o justificare. În fapt însă, introducerea acestui certificat verde digital va segrega populația, va segmenta populația. Unii vor avea privilegii pe care ceilalți nu le au. Că se va ajunge unde libertatea de mișcare va fi un privilegiu, nu mai va fi un drept. Că tu nu vei mai putea exercita dacă nu ai acest pașaport verde. Ca să ai acest pașaport verde, vei avea nevoie de cele trei lucruri. De vaccinare, sau test, sau dovadă de vindecare. Și aici vine problema. Pentru că poate ați văzut, sau cei care au urmărit subiectul,
mulți dintre cei care au votat acest certificat verde au spus, pentru că unii care au atacat introducerea acestui certificat au zis, domnule, să-i vrea inocularea, introducerea obligativității vaccinării. Și cei care au votat în favoarea acestui certificat au spus, domnule, nu e adevărat, sunt conspiraționiștii care spun lucrul acesta, pentru că, în fapt, zice, oamenii, dacă nu vor dori să se vaccineze, se vor testa. Teoretic așa e. Așa că e. Din cele trei certificate, dacă nu vrei să te vaccinezi, te testezi. PCR. Problema e următoarea. Că testul plătești tu. Deci dacă vaccinarea e gratuită, vaccinurile au fost plătite de guverne, de noi adică, dar tu dacă nu vrei să te vaccinezi, de ce te testezi? Da, te testezi pe banii tăi. Certificatul de vaccinare e valabil un an de la vaccinare. Certificatul de testare, că a ieșit negativ la acest test PCR, e valabil 72 de ore de când l-ai făcut. Deci dacă vrei să duci la copiii tăi, la rudenile tale din altă țară sau să mergi să lucrezi sau, mă rog, treci granița frecvent, ți-e valabil 72 de ore, după care iar trebuie să-l faci. Și iar trebuie să-l faci. Și bani pe care va trebui să-i plătești tu. Domnule deputat, un aspect foarte important al acestei inițiative este că ne-am gândit noi că e pe un termen limitat. Zicem, domnule, accept eu în calitatea de călător frecvent. Sunt direct interesat de situația aceasta. Accept certificatul acesta pentru o perioadă până trece pandemia. Vreau să vă spun, dacă este menționat pe undeva timpul pe care îl are la dispoziție, să spunem, o țară să implementeze sistemul acesta și mai mult până când, că nimeni nu știe când se va termina pandemia. Exact. Aici a fost un amendament introdus în Parlament pentru care am votat și eu. Pentru că au fost o serie de amendamente introduse, pentru care ai putut vota pro sau contra, după care ai votat pe tot, pe textul final. Au fost amendamente, astfel de introducere în text, pe care și eu le-am susținut, în sensul pe ideea că dacă nu poți să respingi în bloc, cel puțin să ajuți la introducerea unor prevederi care înmoaie cât de cât legea asta și le dă, cum să spun, nu încalcă haotic și atât de abuziv drepturile, dar la final tot împotriva am votat. Însă, pe această, un astfel de amendament care a fost introdus a fost limitarea acestui certificat verde. Un prim amendament a fost schimbarea numelui. Nu se mai numește certificatul verde digital sau adeverința verde digitală, ci se numește adeverința UE COVID-19. Deci de la un titlu foarte general, i s-a restrâns foarte mult scopul pentru care a fost creată. Durata. În propunerea venită de la Comisia Europeană n-a existat termenul până când să existe acest certificat. Era un certificat fără limită, fără termen, exact. Fără termen de expirare sau de caducitate. În Parlament s-a introdus un an, termenul să fie de un an de la data la care se publică acest regulament în Monitorul Oficial sau echivalentul Monitorului Oficial de la nivelul Uniunii Europene. Cu precizarea că dacă se dorește extinderea acestui termen, trebuie să se vină din nou la vot. Deci, cel puțin pentru moment, va fi valabil un an. Dar mai sunt și alte plase de siguranță. Una dintre ele spune că la 3 sau 4 luni, dacă nu mă înșel, după introducerea acestui certificat în vigoare, Comisia Europeană să vină cu un raport în fața Parlamentului European și să spună, să facă o evaluare a modului, cum a fost implementat, cum au fost afectate drepturile și libertățile. Să vedem dacă se dovedește și vor fi tot mai multe critici, s-ar putea ca și după 4 luni să îl respingem dacă raportul acesta nu va fi cum trebuie. Dar ca o dată certă, până în momentul de față, e faptul că după un an de zile va ieși din uz, pentru că doar pe un an a fost votat, cu precizarea că termenul va putea fi extins prin vot în Parlamentul European. Ca o concluzie, să spun, la ceea ce m-ați întrebat, da, s-a introdus în Parlament un termen, acest certificat va fi valabil un an de zile sau valabil în uz un an de zile de la data publicării regulamentului în Monitor Oficial al Uniunii Europene. E o statistică de acum câteva zile în care se spune că mai mult din jumătate din populația României respinge ideea vaccinării. Deci, clar, este exact tema discuției noastre. Este strâns legată și de acest certificat digital. Bineînțeles, mai sunt și alte țări în situația noastră, Croația, Bulgaria, Cipru, dar ceea ce e interesant este că în 13 județe din România nu mai este nimeni înscris pe lista de așteptare.
Este o situație cunoscută, s-a tot vehiculat la televiziune, ceea ce a generat niște măsuri pe care cu siguranță le-ați observat și dumneavoastră. Foarte vizibilă, una dintre măsurile foarte vizibile a fost, să spunem, prezența în mai multe orașe acestor caravane de vaccinare, da? Fie că a fost drive-ul, da? Cu mașina, fie că au fost centre de vaccinare non-stop, acele maratonuri de vaccinare, dar s-a accentuat în mai multe rânduri, și aici vreau să ajungem, apelul la biserică și la cultele din România pentru a cere ajutorul și, bineînțeles, a face apel la cetățeni, la credincioși și la orice înseamnă față bisericească pentru a chema, influența, sfătui ca aceștia să vină la vaccinare. Acum, au fost câteva poziții, vreau să menționez poziția președintele Viorel Iuga, președintele cultului creștin baptist, un exemplu dau, în care a spus că biserica nu este chemată să facă acest lucru. Bineînțeles, au fost și alte voci, dar vreau să aud din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că dumneavoastră aveți această experiență, ați trăit și în Statele Unite, a slujit în mod efectiv oamenii că, în calitate de slujitor al Evangheliei, știți ce înseamnă și știți foarte bine care e chemarea slujitorului. Cum vedeți, până la urmă, învățătura Scripturii, chemarea aceasta a bisericii și chemarea guvernului, până la urmă, urmelor? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, o să vedem situații când persoane, de exemplu, erau bolnave de lepră. Erau scoase sau identificate, în primul rând, de preoți, ca având o astfel de boală contagioasă, ca o paranteză, în perioada respectivă, oricine avea orice boală de piele era considerat ca având lepră. Și atunci era scos afară din comunitate pentru o perioadă, ținut undeva deoparte până când se vindecă. Și în momentul în care era, sau persoana considera că s-a vindecat, venea iarăși la preoți. Să constate preoții dacă persoana respectivă e vindecată sau nu, ca să fie lăsată din nou în comunitate. Ca o paranteză, minunea pe care Iisus a făcut-o cu vindecarea celor 10 leproși, exact în contextul acesta e. Cei 10 leproși vin la Iisus, Iisus le spune să meargă să se arate preoților, pe drum către preoți. Își dau seama că sunt vindecați, 9 decid să meargă în continuare să se arate preoților, unul zice, mă întorc înapoi să-i mulțumesc celui care m-a vindecat, că preoții i-a las tot acolo să constate. Deci, religios, din punct de vedere religios, scripturistic, există într-adevăr bază ca biserica sau preoții sau instituția, mă refer, să aibă la un moment dat o poziție publică pe o chestiune ce ține de sănătate publică. Pentru că face parte inclusiv din această grijă pastorală pe care o ai față de oile tale, nu? Că suntem păstori de turmă, ori păstorirea unei turme înseamnă nu numai să duci turmele unde iarba și să ai grijă să nu se îmbolnăvească oile și toate astea. Te face parte din această vocație de păstor. Problema e alta aici. Sunt aceste vaccinuri cu adevărat sigure încât cineva a investit cu autoritate din partea lui Dumnezeu prin punerea mâinilor să vestească cuvântul, să și gireze astfel de vaccinuri? Iar răspunsul scurt este nu. Și o spun nu eu. O spun înșiși oficialii europeni. În plenara Parlamentului European, comisarul european Reinders Didier spune public că până la acest, și citesc din ce spune, până la acest moment nu există cunoaștere completă cu privire la efectele vaccinurilor. Pe cu tot respectul, dacă nu există cunoaștere completă, cine suntem noi să expunem oamenii la risc? Pentru că este un risc. Este o teorie a probabilităților aici. Poate că aceste vaccinuri sunt bune. Dacă eu aș avea convingerea, după datele științifice și după tot ce mi se prezintă, că aceste vaccinuri ar fi numai sigure, mie în sută, nu 100%, mie în sută sigure, aș fi primul care ar spune, e ok, îi obligăm, dacă e cazul, pe oameni, pentru binele lor să se vaccineze. Vorbesc în abstract aici. Dar când știm lucrul acesta că nu e adevărat, că există efecte secundare, că există riscuri, că expui oamenii unor riscuri. Niciunul dintre noi nu avem autoritatea de a expune pe altul unor riscuri. Că niciunul dintre noi nu suntem Dumnezeu să avem putere, nu, asupra unui om și să spunem pentru un bine absolut sau un bine comun, eu te pun pe tine într-o situație din asta extremă. Știți cum a fost ispitirea a lui Iisus de pe coama templului, de pe marginea templului, când a venit Satana și i-a spus aruncă-te de sus jos, că vor, îngerii lui Dumnezeu vor prinde
picioarele tale ca niciun os din corpul tău să nu se frângă, să nu se rupă, nu? Pe ideea împlinirii unei profeții din Vechiul Testament. Asta am văzut-o după aia împlinită pe cruce, că n-a fost, nu i s-au frânt fâurile picioarelor. Și Iisus spune, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Ori la fel și aici. Niciunul dintre noi nu putem pune oamenii prin astfel de decizii politice, politico-administrative, într-o situație de a-i pune pe marginea prăpastiei. Și apoi știți cum e, cine scapă, scapă, cine nu, nu. Că am avut o dezbatere, o dispută cu cineva din PNL la o televiziune din România, unde spunea, păi domnule, vaccinurile sunt sigure 95% din cazuri. Ok, zic, și cine ești tu, om politic, să decizi că ăia las 5 merită să fie expuși la risc, că ăia las 95% să scape? Niciunul dintre noi nu putem face asta, pentru că nu avem drept de viață și de moarte asupra alte persoane. Sau nici nu atâta de moarte, dar să le expunem unui astfel de risc. Trebuie să fie vaccinarea. Sunt pentru opțiunea liberă a fiecărei persoane, dar vedeți că vorbisem la începutul acestui interviu despre ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. Ori în Europa, având în spate această istorie macabră de-a dreptul din perioada nazistă, unde oamenii au fost efectiv folosiți pe poziție de cobai. Deci ce s-a întâmplat în acele lagăre? Că mulți au impresia că oamenii cu precădere evrei, dar au fost romi, au fost o serie de alte persoane cu dezabilități, cu culmea chiar militari germani răniți în războiul dus de Hitler, aruncați în lagăr și făcut teste medicale pe ei. Pentru că după al doilea război mondial, chiar acum studiind și eu pe tema aceasta, chiar s-a pus problema în mediul acesta academico-medical, dacă descoperirile făcute în lagărele naziste pe chestiuni medicale, în urma evidentă a nenorocirii a foarte mulți oameni, e etic, e moral să fie folosite în medicină pe mai departe. Ori Europa trecând prin această situație, unde oameni, persoane, ființe umane au fost considerate sub oameni, că asta a fost, nu? Cu ai pe de o parte rasa ariană și ai pe evrei care sunt considerați sub oameni sau pe rom sau au zis, domnule, trebuie să evităm situația asta pe viitor și o facem în primul rând prin stabilirea acelui cod de la Nuremberg, pentru că dacă vă uitați în procesul de la Nuremberg, au fost un lot de medici care au fost condamnați la Nuremberg exact pe ideea aceasta și s-a stabilit în urma situație respective acest cod de la Nuremberg, care conține 10 principii, dar ulterior, după anii 90, s-a dezvoltat ceea ce poartă numele Convenție de la Oviedo, recunoscută, transpusă în lege în România. Ori această convenție, exact lucrul acesta spune, că nicio persoană nu poate fi supusă unui tratament medical fără voia sa și fără a fi corect informată. Mai mult decât atâta, nu se poate justifica supunerea cu forța unei persoane la un tratament medical pe ideea că tu salvezi o majoritate. Nu, că niciunul dintre noi nu suntem stăpâni peste viața și corpul unei alte persoane. Suntem numai stăpâni pe corpul nostru. Din acest motiv se și vorbește despre respectarea demnității umane, despre respectarea ceea ce poartă numele de a dispune așa astfel cum dorești tu cu privire la propriul tău corp. Vrei tu să stai o mână pentru nu știu ce motiv? Tai-o. Inclusiv cu privire la sinucidere. Vrei să-ți iei tu propria viață? Da, putem spune că nu e etic, că nu e moral, că e condamnabil. Dar o faci dacă vrei. Dar statul nu poate veni să spună te obligă să te sinucizi. Că aici e exact problema cu sinuciderea asistată. Noi ca societate nu putem crea legi care să faciliteze moartea, care să faciliteze expunerea persoanelor la un astfel de risc. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem, n-avem o astfel de putere. Ori dacă permitem, în abstract în primul rând și după aia legal, statului să facă acest lucru, cum am spus și în Parlamentul European, unde ne oprim? Unde vă opriți? Voi, comisarii, cine sunteți la putere? Unde te oprești? Pentru că astăzi vin și spun, pentru binele comun de a scăpa de COVID, trebuie să te vaccinezi. Bun, dar dacă mâine vin și spun, păi dacă ești din alt grup politic, trebuie să faci altceva. Că unde oprești? Unde odată creat precedentul? Se deschide practic o linie de... O cutie a Pandorei. O cutie a Pandorei, o linie așa de... fără nicio limită. Se Corect. Poate adăuga orice pe parcurs. Și mă întorc iarăși la ceea ce ziceam la începutul interviului dintre noi. Discuție. Aceste valori
creștine, iudeo-creștine, pe care s-a construit ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană. Respectarea demnității umane, că de acolo pornește. Uitați-vă în primul articol, avem o Cartă Europeană a Drepturilor Fundamentale și primul articol vorbește despre demnitatea umană. Nu. Ori, cine îți dă această demnitate umană? Că din această recunoaștere a demnității umane pornește toate celelalte drepturi. Drepturi fundamentale pe care statul. Și chiar să spună că această demnitatea umană nu ți este dată de către stat. Adică, nu sunt din 30 de politici sau din 500, 700 de politicieni sau cât suntem în Parlamentul European sau să fie, nu știu, 300-400 cât sunt în Parlamentul României. Nu se decid ei în majoritate și spun, băi, hai să facem, să dăm o lege și să spunem că toți oamenii au demnitate umană și ai o majoritate și unii se opun și alții sunt pentru. Că după aia ți se schimbă majoritatea și te trezești cu o altă majoritate care spune, bă, știi ce, noi decidem să nu mai recunoaștem demnitatea umană și o scoată. Când vorbim despre demnitatea umană, acesta e un fapt, un fact, pe care nu statul ți-l dă, statul nu mai îl recunoaște. Exact cum statul spune că ziua e zi și noaptea e noapte. E simplu. Această demnitate umană există și există de la faptul că toți suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că are în spate această concepție iudeo-creștină. Dacă scoți această concepție iudeo-creștină, nu mai ai nicio bază pentru demnitatea umană. Și atunci vine intervenția statului. Și ai aceste majorități care se, majorități politice mă refer, progresismul, neomarxismul, exact pe asta militează. Nu? În momentul în care scoți afară concepția iudeo-creștină despre om și despre faptul că omul e creat după imaginea lui Dumnezeu, imago Dei, cum se numește în latină, ceea ce e sursa demnității sale, asta e viziunea iudee și după aia viziunea creștină vine și adaugă la asta și spune tocmai prin faptul că omul e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost răscumpărat cu preț de sânge de însuși Fiul lui Dumnezeu. Și aici e ceea ce noi credem, nu? Prin jertfa pe cruce și prin ceea ce facem. Ori, dacă scoți această concepție iudeo-creștină din acest mixt, nu mai e justificare pentru demnitatea umană. Exact. Și atunci demnitatea umană, de la o situație de fapt care există și pe care statul o recunoaște, nu prin faptul că există, e un drept natural pe care l-ai prin naștere, odată ce ai scos valorile iudeo-creștine, rămâne ca statul să decidă când, cum, în ce condiții cineva mai are demnitate umană și cum îi se mai poate respecta. Vedeți, inclusiv, gândiți-vă că și cei care încalcă legea, infractorii, care sunt aruncați în pușcărie, și ei au demnitate umană, adică și condițiile de răsfrângere și de crearea unei situații în care respectivii nu își pot exercita o serie de drepturi, cum libertatea de mișcare, da un exemplu. Deci ai o situație de constrângere asupra lor. Toate aceste situații de constrângere sunt cu privire la exercitarea unor drepturi ale lor, în afara lor, nu în interiorul lor, în corpul lor, cum ar veni. Pentru că chiar dacă o persoană a fost condamnată pentru o faptă penală și aruncată în pușcărie, ea beneficiază în continuare de demnitate umană, de respectarea unor drepturi. Și chiar în situația respectivă bună oară, statul nu poate veni să spună colectăm organele tale interne, cum se întâmplă în China, de exemplu. Nu? Este o întreagă afacere acolo cu mafia traficului de organe. Exact. Ori, vedeți, de aia e important să ne înțelegem, să ne cunoaștem propriile valori. Iar ceea ce se întâmplă acum cu această încercare a statului de șantajare, de manipulare, de îmbiere, să spun, a bisericilor, să se implice într-o astfel de campanie de susținere a vaccinării, va avea un efect extrem de periculos pe termen mediu și lung. Pentru că în momentul de față nu se cunosc, cum am spus, dar nu eu o spun, o spun oficialii europeni, că toți și-au acoperit spatele prin astfel de afirmații. Niciunul nu spune categoric că vaccinurile sunt bune. Că lasă, dacă au efecte secundare, vor spune, mă, noi v-am spus. Am zis noi că nu au efecte. Spune presa. Presa, ăștia-s câinii, știți? Hăitașii care te hărțuiesc și te atacă în cazul în care chestionezi astfel de lucruri. Dar oficialii respectivi nu o să găsiți pe unul să spună, chiar și de la nivel european, că aceste vaccinuri nu au efecte secundare. Presează pe partea cealaltă bisericile, ca prin preoți, prin pastor, să vină și să promoveze acest lucru
Și întrebarea pe care am spus-o și public, ce te faci dacă în câțiva ani de zile se vor descoperi că vor avea efecte secundare, cum deja s-au văzut că alte vaccinuri au avut? Că în urmă cu 6 luni de zile se vorbea de 4 vaccinuri, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson și AstraZeneca. Păi din astea 4, 2 deja au fost scoase de pe piață. Deci 50% dintre vaccinurile care ne-au fost prezentate ca fiind sigure în urmă cu un an de zile, în urmă cu 6 luni de zile, 2 din 4, 5% au fost scoase pe motiv că creează, mă rog, tromboze și alte situații. Dacă poate creează și celelalte. Nu știm încă. E un risc. E prea devreme. Exact. Ori biserica nu se poate arunca în așa ceva. Pentru că, repet, privește o chestiune de integritate corporală a omului. Nu ceva ce e în afara lui. Odată ce ai ingerat un astfel de medicament sau te-ai injectat cu un astfel de medicament, îl ai în tine deja. Nu mai este o chestiune unde ți se îngrădește exercitarea unui drept în afara ta. Că după aia, să spunem, ți se permite să ți-l exerciți. În cel mai rău caz te duci în catacombe până la urmă. Exact. Vorbind despre a dispune cu privire la propriul tău corp și nu e rolul bisericii, a preoților, a pastorilor, cel puțin în acest context. Că dacă peste 50 de ani se va descoperi că vaccinurile astea sunt foarte bune, se va decide atunci. Dar timpul e prea scurt pentru a intra într-o astfel de campanie și a expune în fond și la urmă biserica, cu B mare. Nu vorbesc de un cult, vorbesc de biserică. Pentru că după aia, știți, se va ajunge ca și în perioada comunistă, unde aveai, mă rog, lideri religioși care spuneau, eu intră în comunism, în colectiv, că e foarte bine, că îți ajuți aproapele, că știu eu ce. Nu-i rolul bisericii să facă lucrul ăsta. Deci, practic, transformarea slujitorilor bisericii în agenți guvernamental, dacă exact. Se poate. Știți cum e? Dubla asta măsură pe care și în România, dar și în alte părți cu siguranță au avut-o guvernele, este că atunci când noi am avut nevoie sau când s-a vorbit despre deschiderea bisericilor, nu s-a comunicat nimic, s-a lăsat așa, s-a spus, s-a închis și gata. Da. Când au văzut că, până la urmă, și ei au nevoie de sprijinul bisericii, atunci au început să invite la... Da, dar au făcut-o într-un mod manipulator și șantajist. Exact. Adică, au zis așa, de mâine să închidă te bisericile. Nu mai ai voie să celebrezi cu publicul, nu știu ce. Și evident că bisericile s-au răsculat. Mai tacit, mai, dar au fost... După aia a venit stat. A, zice, vreți să vă lăsăm oamenii din nou în biserică? E ok. Vă facem o concesie. Dar dați ceva la schimb. Ce dați? Păi vorbiți despre vaccin. Ori nu poți... Vedeți, chiar în emisiunea dumneavoastră explicasem, în urmă cu câteva luni, de ce statul nu poate îngrădi exercitarea libertății religioase. Pentru că atunci când ai creat un precedent în condiționarea exercitării libertății religioase, unde te oprești? Țineți minte, când s-au spus bisericile ortodoxe nu mai pot să împărtășească cu aceeași lingură. Pe noi, eu sunt greco-catolic. Pe mine nu mă afectează. Pe noi, nu ne afectează. Dumneavoastră sunteți baptist. Nu vă afectează. Alții sunt pentecostali, alții sunt creștini după Evanghelie sau ce mai sunt. Musulmani. Păi nu îi afectează. De-aia afectează pe ortodoxi. Ori tu ca stat nu poți veni să spui în chestiuni ce țin de cultul respectiv, de exercitarea în afara persoanei a libertății și a conștiinței religioase pe care o are, să spună ce poate să facă sau poate să nu facă. Poți vorbi cu cultul eventual. Îi chem pe ea și spui, uite, există poate o problemă sanitară, haideți să găsim de comun acord, dar sunteți voi cei care implementați, nu eu ca stat. Pentru că după aia poate să vină să spună la fel de bine. Păi de ce nu mai puteți face slujbă cu vin? Dau un exemplu. De ce nu? Că odată ce ai creat precedentul, știți, aici ca o paranteză, la un moment dat zice cineva că a fost o întâlnire din asta cu niște lideri religios și se ridică unul și spune, da, se poate face slujbă cu pălincă. Și unul zice, ai de mine, cum să se poată face? Păi, trebuie cu vin. La care altul se ridică și spune, băi, cum să nu se poată face? Zice, eu am făcut și s-o putut. Știți? La fel și aici. Nu poți lăsa, dacă statul ajunge să-ți reglementeze chestiuni de parte liturgică, de parte de forma în care îți exerciți o situație, poate să spun, nu mai poți îngenunchea. Care e diferența între ce vor să facă acum și ce se întâmpla în perioada persecuției romane, unde îți spunea trebuie să te închini la, nu știu ce, idol sau la împăratul care era văzut ca lider religios sau ca muzeu. Extraordinar, vă mulțumim foarte mult, foarte bine explicat. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să închem cu o concluzie. Ce se poate face și
dacă mai e ceva de făcut din partea noastră, în primul rând, și bineînțeles și din partea noastră, cei care în Parlamentul European aveți și cardul de vot. Da, cum am spus, în momentul de față, acest certificat verde digital sau certificat UE COVID-19 este în procedură de trialog. S-a trecut deja de votul în Parlamentul European, unde eu împreună cu alți doi colegi din România am votat împotrivă, am fost 3 din 33 care am votat împotrivă. Se intră în acest trialog, se va veni cu un text final care iarăși se va supune la vot în sesiunea din iunie a Parlamentului European. Cei care ne urmăresc în momentul de față, și aici mă adresez direct lor, cei care ne urmăresc, invitația pe care le-o fac este să continue să le scrie europarlamentarilor români și străini să voteze împotriva acestui certificat verde în momentul în care va ajunge la votul din plenul Parlamentului European. Nu vă spun că din luna aprilie până luna mai, din momentul în care s-a votat intrarea într-o procedură de urgență a acestui certificat și până când s-a votat într-o lună de zile, cel puțin eu am fost asaltat cu peste 100.000 de mesaje din partea cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv români, să votăm împotriva acestui certificat. Puterea stă în mâna voastră. În urmă cu 5 ani sau în urmă cu 3 ani, 2 ani, când au fost alegerile europarlamentare, fiecare dintre noi am fost îndreptățiți, delegați cumva de către cetățeni să mergem în Parlament și în fond și la urmă să votăm pentru dumneavoastră, pentru cetățeni. E important și pentru dumneavoastră în această perioadă să vă faceți vocea auzită. Cei pe care i-ați trimis acolo și care am fost trimiși acolo prin votul dumneavoastră, indiferent de partid, trebuie să știe ce părere aveți, ce opinie aveți, ce poziție aveți cu privire la condiționarea libertății de mișcare de un astfel de certificat verde. Dacă sunteți pentru, spuneți în consecință. Dacă sunteți împotrivă, iarăși spuneți, pentru că e important ca cei din Parlament să cunoască vocea fiecăruia. În iunie se va intra din nou în procedură de vot. Spun de pe acum că vă vota împotrivă, clar, deci nu există nicio discuție, dar e important pentru cetățeni să-și facă vocea auzită și să le spună și celorlalți europarlamentari dacă consideră să voteze împotrivă. Așa să faceți, zic și eu, amin. Domnule deputat, vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în emisiune. A fost o discuție excelentă, o încântare să stăm de vorbă. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți acolo la Bruxelles și, bineînțeles, în alte activități pe care le-ați desfășurat ca deputat. Noi vă mai așteptăm și la alte emisiuni și, bineînțeles, ne rugăm pentru dumneavoastră și vă urăm succes. Mulțumesc mult și mă bizui și eu pe sprijinul și pe rugăciunile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare ne vă spunem la revedere!